Spre seară, ciorile se opriră într-o pădurice ca să ia cină. Se plimbară de colo-colo și își adunară de mâncare, însă niciuna dintre ele nu se gândi să-i dea ceva și băiatului. Atunci, Fleț Nătăfleț se apropie de conducătorul stolului cu o crenguță de măceș, pe care mai erau câteva fructe uscate. Ți-am adus ceva, Iureș, zise el. Chiar crezi că o să mănânc fructe de astă toamnă? Îl refuză Iureș cu dispreț în glas. Vai, și eu care mă gândeam că o să-ți fac o mare plăcere, zise Fleț Nătăfleț și, prefăcându-se supărat, aruncă rămurica de măceș cât colo, lăsând-o să cadă chiar în fața băiatului, care se repezi la ea și mâncă de grabă toate fructele. După ce terminară de mâncat, ciorile începură să sporovăiască. La ce te gândești, Iureș? Ești foarte tăcut astăzi, observă una dintre ele. Mă gândesc că prin părțile acestea trăia odată o găină care își iubea foarte mult stăpâna și ca să o mulțumească a făcut o mulțime de ouă pe care le-a ascuns sub podeaua magaziei. Stăpâna casei s-a întrebat, bineînțeles, unde își ținea găina ei ouăle și le-a căutat peste tot, însă nu le-a găsit. Poți să ghicești, cioc lung, cine a găsit și găina și ouăle? Firește că pot să ghicesc, Iureș. Și acum că ai vorbit despre asta, mi-am amintit de ceva asemănător. Mai știi pisica aceea neagră din Hinrit? Era supărată că oamenii luau pisoii și înecau de îndată ce îi făta, așa că odată și-a ascuns pui într-o căpiță de fân. Era foarte mulțumită de pisoia și ei, dar cred că eu am fost și mai mulțumit de ei. Acum ciorile deveniseră atât de pasionate de subiect încât vorbeau toate deodată. Ce fel de ispravă mai e și asta să furi pisoi, zise una. Eu am prins odată un iepuraș care era destul de mărișor și a trebuit să-l fugăresc prin toate tufele. Nici nu apuca aceasta să sfârșească vorba cu alta început să se laude. Da, pentru voi o fi amuzant să prindeți pisoi și iepurași, dar mie mi se pare mai distractiv să necăjești pe oameni. Eu, de pildă, odată am furat o lingură de argint. Băiatul, care nu mai suporta să le asculte povestind despre tot felul de nelegiuiri, se băgă și el în vorbă. Ia fiți atente la mine, ciorilor, începu el. Cred că ar trebui să vă fie rușine să vorbiți despre astfel de ticăloșii. De 3 săptămâni stau printre gâștele călătoare și nu am auzit decât lucruri bune de la ele. Probabil că voi aveți un conducător foarte rău dacă vă lasă să ucideți și să jefuiți în halul acesta. Ar trebui să începeți să duceți o viață nouă, fiindcă sunt sigur că oamenii s-au săturat de prostiile voastre și încearcă din răz puteri să vă vină de hac. Iar dacă ei și-au propus în cap așa ceva, cu siguranță nu o să mai duceți mult. Când îl auziră că îndrăznește să spună asemenea lucruri, Iureș și celelalte ciori se înfuriară atât de tare încât erau gata să se năpustească asupra lui și să-l sfâșie cu ciocurile. Fleț Nătăfleț însă se puse pavăză în fața lui și, prefăcându-se înspăimântat, zise: Nu, vai, vai, nu faceți una ca asta! Ce o să spună urgia când o să audă că l-ați omorât pe degețel înainte să apucați să recuperați banii de argint? Cred că numai ție ți-ar putea fi frică de o femeie, Fleț Nătăfleț, zise Iureș disprețuitor, însă le făcu semn celorlalți să lase în pace pe degețel. După câteva clipe, porniră din nou la drum. Până acum, băiatului nu i se păruse că Smolandul era un ținut atât de sărac cum se spunea. Era desigur plin de munți și de păduri, dar pe insule și pe malurile lacurilor avea destule ogoare, așa că nu se putea spune că era chiar jalnic.
Pe măsură ce înaintau însă, satele și câmpurile erau din ce în ce mai puține, până când în cele din urmă nu se mai vedea decât o imensă pustietate plină de mlaștini, bărăgane și dealuri acoperite cu jnepeni. Când ciorile ajunseră la bărăganul lor, soarele apusese, dar mai era încă destulă lumină. Iureș trimisese o cioară înainte ca să o anunțe pe Urgia că se întorcea victorios, iar soția lui ieși în cale cu câteva sute de ciori din Valea Corbului, în mijlocul zgomotului asurzitor, făcut de croncănelile atâtor ciori, fleț-nătăfleții spuse băiatului: "Ai fost atât de simpatic și de drăguț pe drum, încât a început să-mi placă de tine. De aceea vreau să-ți dau un sfat. Când o să ți se ceară să faci o anumită treabă, care s-ar putea să ți se pară foarte ușoară, să nu o faci cu niciun chip." Zicând acestea, fleț înătăfleț îl lăsă pe Nils Holgersson pe fundul unei gropi. Băiatul se trânti la pământ de parcă ar fi fost răpus de oboseală. O mulțime de ciori veniră să vadă ce s-a întâmplat și începură să dea cu putere din aripi pe lângă el, însă băiatul nici măcar nu se uită la ele. "Degețel, trezește-te imediat!" îi strigă Iureș. "Trebuie să ne ajuți cu o treabă care e floare la ureche pentru tine." Băiatul nu se mișcă, prefăcându-se în continuare că doarme. Iureș îl apucă de braț și îl trase până la ulciorul de pământ care zăcea pe fundul gropii. "Degețel, scoală-te imediat și deschide ulciorul ăsta." "De ce nu mă lasă dorm?" se împotrivi băiatul. "Sunt prea obosit să mai fac ceva acum. Așteaptă până mâine." "Deschide ulciorul, ți-am spus." Se înfurie Iureș și începu să-l zgâlție. "Dar cum aș putea eu, care nu sunt decât un biet copil, să deschid un asemenea ulcior? Dar e aproape cât mine de mare." "Deschide-l sau să-ți pară rău," îl amenință Iureș. Băiatul se ridică în picioare, se târâ până la ulcior, încercă să deschidă încuietoarea, însă mâinile îi căzură pe lângă corp. "De obicei nu sunt atât de neputincios," zise el. "Dacă m-ai lăsa să dorm până mâine dimineață, cred că aș putea să deschid această încuietoare." Auzindu-l, Iureș, care era foarte nerăbdător, se repezi spre el și îl ciupi de picior. Băiatul, care nu putea îndura o asemenea purtare din partea unui cioroi, se dădu câțiva pași înapoi, își scoase briceagul din buzunar și începu să-l fluture. "Ai grijă cum te porți!" îi strigă el lui Iureș. Prea înfuriat ca să mai țină seama de pericol, cioroiul se repezi orbește spre băiat și nimeri cu ochiul direct în briceag. Copilul trase repede briceagul, dar Iureș nu mai apucă decât să dea de câteva ori din aripi și se prăbuși fără viață. "A murit, Iureș! Străinul ne-a ucis conducătorul!" Începură să strige ciorile din față, iar croncănitul lor stârni o mare vâlvă printre celelalte. Unele dintre ele plângeau, iar altele cereau răzbunare, dar toate veneau în grabă spre băiat cu fleți înătăfleți în frunte. Acesta, purtându-se prostește ca de obicei, flutura din aripi în fața băiatului și nu le lăsă pe celelalte să se apropie de el și să lovească cu ciocurile. Băiatul se gândi că lucrurile mergeau cât se poate de prost pentru el, fiindcă nu putea nici să fugă, nici să se ascundă de ciori. Atunci își aduse aminte de ulciorul de pământ. Apucă bine de încuietoare și reuși să o deschidă. Sări înăuntru, sperând să se poată ascunde acolo, însă ulciorul era prea plin cu monede mici și strălucitoare de argint și nu părea o ascunzătoare prea bună. Băiatul nu avea ce să facă, așa că începu să arunce afară banii de argint. De îndată ce văzură monedele strălucitoare, ciorile uitară de răzbunare și se grăbiră să adune
cât mai mulți bani. Băiatul a zvârlea grămezi întregi de arginți, iar ciorile, în frunte cu urgia, se repezeau să ia și, de îndată ce prindeau câte un bănuț, zburau de grabă în cuibul lor ca să-l ascundă. După ce termină de aruncat toate monedele de argint din ulcior, băiatul se uita afară, dar nu mai văzu nicio cioară în afară de fleți nătăfleți cu pana lui cea albă pe aripă. Mi-ai făcut un serviciu mult mai mare decât crezi, îi spuse cioroiul pe un ton total diferit de cel pe care îl folosise până atunci. Vreau să-ți salvez viața. Așează-te pe spatele meu și o să te duc într-o ascunzătoare în care o să fii în siguranță peste noapte. Mâine o să fac în așa fel încât să te poți întoarce la gâștele călătoare. Când se trezi în dimineața următoare, băiatul văzu că dormise într-un pat, într-o casă care semăna cu a lui. Mă întreb când o să vină mama să-mi aducă o cafea cu lapte, zise el, pe jumătate adormit. Apoi își aminti că se afla într-o colibă părăsită din mijlocul unui bărăgan, unde îl adusese fleți nătăfleți cu o noapte înainte. Cum încă îl mai dureau oasele după călătoria de ieri, se simțea foarte bine să stea întins pe un pat adevărat, așteptându-l pe fleți nătăfleți să vină să-l ia de acolo. În jurul patului erau niște perdele din bumbac cadrilat pe care băiatul le trase ca să poată să vadă toată coliba. Își dădu seama că nu mai văzuse niciodată o astfel de construcție. Pereții erau făcuți numai din bușteni, puși unul peste altul până la acoperiș care se sprijinea direct pe ei, fără să mai aibă vreun tavan de desubt. Coliba părea atât de mică încât ai fi zis că a fost construită pentru spiriduși ca el și nu pentru oameni adevărați. Cu toate acestea, soba și hornul erau mai mari decât văzuse vreodată la o casă obișnuită. Ușa de la intrare se afla într-o firidă de lângă sobă și părea mai degrabă o ferestruică decât o ușă, iar de cealaltă parte a sobei era o fereastră făcută din mai multe ochiuri de geam. În colibă nu era prea multă mobilă. O laviță lângă un perete, o masă sub fereastră, patul în care dormise și un dulap din mai multe bucăți de lemn de diferite culori. Băiatul se întreba a cui era coliba și de ce era părăsită. În orice caz, tot în jur arăta de parcă proprietarii ar fi trebuit să se întoarcă dintr-o clipă în alta. Ibricul de cafea și oala de ciorbă erau pe plită, iar soba era plină de bușteni. Bătraiul și lopata de brutar stăteau într-un colț, fusul rămăsese pe laviță, iar pe pervaz erau un caier, niște câlți de tors, câteva geme de ață, o lumânare și o cutie cu chibrituri. Da, într-adevăr, arăta de parcă cei care locuiseră aici aveau de gând să se întoarcă. Pe pat erau așternuturi curate, iar pe pereți de jur împrejur atârnau niște tapiserii cu chipurile celor trei magi, înfățișați mereu călare, încât ai fi zis că se aleargă pe după grinzile colibei. Când își ridică ochii spre acoperiș, băiatul rămase mut de uimire, fiindcă acolo, agățate într-un cârlig, stăteau câteva pâini mari și rotunde. Cu toate că erau cam vechi și cam mucegăite, băiatul le dădu jos cu vătraiul și, văzând că sunt încă foarte bune la gust, mâncă din ele pesăturate și își umplu și traista. Apoi, făcu din nou ochii roată prin colibă să vadă dacă nu mai găsește ceva care i-ar putea fi de folos. Aș putea să iau tot ce-mi trebuie de aici, din moment ce tot nu le folosește nimeni, se gândi el. Majoritatea lucrurilor însă erau prea mari și prea grele pentru el, așa că se hotărâ în cele din urmă să nu ia decât câteva chibrituri.
Se sui pe masă și, agățându-se de perdea, ajunse până la pervaz. În timp ce stătea acolo și își îndesa chibrituri în buzunare, îl văzu pe cioroiul cu pană albă intrând pe fereastră. Iată-mă, zise Fleț, Nătăfleț, așezându-se pe masă. Nu am putut să ajung mai devreme, fiindcă noi, ciorile, a trebuit să ne alegem un alt conducător în locul lui Iureș. Și pe cine ați ales? Se interesă băiatul. Pe cineva care nu o să mai permită jafuri și nedreptăți. Pe Garm, pană albă, cunoscut până acum drept Fleț, Nătăfleț, răspunse cioroiul, uflându-se în pene ca să arate ca un adevărat conducător. A fost o alegere bună, zise băiatul, felicitându-l. Să-mi ții pumnii să fie bine, îl rugă Garm. Și începu să-i povestească prin câte trecuse din cauza lui Iureș și a urgiei. În timp ce îl asculta, băiatului se păru că aude o voce cunoscută la fereastră. Aici este? Întrebă vulpoiul. Da, s-a ascuns în colibă, îi răspunse o cioară. Ai grijă de cețel, zise Garm. Afară sunt urgia și vulpoiul acela care vrea să te mănânce. Nu mai apucă să spun altceva, fiindcă Smaier dădu buzna înăuntru. Reușise să spargă geamul vechi și ajunsese direct pe pervaz. Îl ucise pe loc, pe Garm, care nu mai apucase să-și ia zborul și îl căuta acum pe Nils, care se ascunsese în spatele unui ghemotop de lână. Vulpoiul îl zări numai decât și se pregătea să pună laba pe el dintr-o săritură. Băiatul înțelese că în coliba aceea atât de mică nu prea avea pe unde să se ascundă, dar își aminti că nu era chiar lipsit de orice mijloace de apărare. Aprinse repede un chibrit, dădu foc perdelei și aruncă direct pe Smaier. Când se văzu cuprins de flăcări, vulpoiul nu se mai gândi să-l prindă pe băiat, ci se repezi afară înnebunit de frică. Băiatul nu apucă însă să se bucure că a scăpat cu bine, fiindcă se văzu din nou în primejdie. Focul pe care îl aprinsese ca să-l gonească pe Smaier se întindea acum cu repeziciune în toată coliba și cuprinsese deja așternuturile de pe pat. Băiatul încercă să-l stingă, dar nu reuși, iar în câteva clipe coliba se umplu de fum. Dându-se seama cum stăteau acum lucrurile, vulpoiul, care nu se îndepărtase prea mult, îi strigă pe fereastră. Ia zi, degețel, ce preferi? Să arzi de viu înăuntru sau să vii afară la mine? De bună seamă că aș prefera să te mănânc. Însă oricum ai alege să mori, eu tot mă bucur. Băiatul se gândi că vulpoiul avea mare dreptate când îi spusese că nu mai are nicio scăpare, fiindcă focul se întețea. Cuprinsese deja tot patul și podeaua și se întindea cu repeziciune pe pereți, unde îi înghițea pe cei trei magi, unul câte unul. Băiatul se sui pe sobă și încercă să deschidă ușa cuptorului ca să se ascundă înăuntru. Însă chiar în clipa aceea auzi o cheie răsucindu-se în broasca ușii de la intrare. Probabil că se întorseseră locatarii. În situația disperată în care se afla, nu se mai temea de oameni, ci se bucura să-i aibă în preajmă. Când ușa se deschise, era deja pe prag. Văzu doi copii care se uitau la el, dar nu mai așteptă să audă ce vor zice când își vor da seama că le-a luat foc casa, ci o zbughi pe lângă ei și ieși din colibă. Nu alergă prea departe, știa desigur că vulpoiul Smaier îl așteaptă și se gândi că era mai bine să rămână lângă cei doi copii. Se întoarse să vadă ce fel de persoane sunt. Iar după o clipă alergă spre ei plângând. Vai de mine, Osa! Vai de mine, micule Maț! Când îi văzuse, uitase de toate.
și de cioși și de coliban flăcări și de animalele vorbitoare, se văzut din nou pe câmp în satul lui păscând un câr de gâște alături de cei doi copii din Smolensk. Plin de bucurie le strigă: bună ziua, Osa! Bună ziua, micule Maț! Cei doi copii, însă văzând o creatură atât de ciudată venind cu brațele întinse spre ei, se speriară de moarte și, ținându-se în brațe unul pe celălalt, se dădură câțiva pași înapoi. Când le citi spaima pe chipuri, băiatul își aminti cine era acum și își dădu seama că era, cum nu se poate mai rău, ca micii lui prieteni să vadă că fusese vrăjit. Rușinea și tristețea, că nu mai era și el om ca ei, îl copleșiră, așa că se întoarse și o luă la fugă, fără să știe încotro se îndreaptă. Când ajunse însă din nou în mijlocul bărăganului, a avut parte de o întâlnire neașteptată care îl înveseli pe dată. Gâscanul, cel alb, însoțit de Danfin, venea spre el alergând atât de tare, încât ai fi zis că e urmărit de demon. Băiatul se aruncă numai decât pe spatele lui și porniră din nou în zbor. Cum se făcuse deja seară, cei trei călători obosiți începură să-și caute un culcuș pentru noapte. Cu toate că acea parte din nordul Smolendului era aproape pustie și foarte săracă, nu le era prea greu să-și găsească un astfel de culcuș, fiindcă nu erau deloc pretențioși și se mulțumeau cu orice loc unde puteau să pună capul, fără să caute odăi mari sau paturi moi. Dacă vreunul dintre munții aceștia ar avea un pisc suficient de înalt și de abrupt, încât să nu poată fi urcat de vulpoi, ar fi cel mai bun culcuș, zise primul călător. Iar dacă vreuna dintre mlaștinile acestea ar avea apa suficient de adâncă încât vulpoiul să nu se încumete să intre în ea, ar fi locul perfect, adăugă cel de al doilea. Da, și dacă gheața de pe vreunul dintre lacurile acestea ar fi atât de subțire încât să nu țină greutatea unui vulpoi, ar fi chiar locul pe care îl căutăm, zise și cel de al treilea. Ce era mai rău era că, după apusul soarelui, doi dintre călători de-abia își mai puteau ține ochii deschiși și în orice clipă păreau gata să cadă. Iar cel de-al treilea, deși nu se simțea deloc adormit, era din ce în ce mai îngrijorat odată cu venirea nopții. Ce păcat că ne aflăm într-un loc unde lacurile și mlaștinile sunt înghețate și vulpile pot merge nestingerite pretutindeni, se gândi el. În alte locuri gheața s-a topit de mult, însă aici, în cea mai friguroasă parte a Smolandului, primăvara nu a sosit încă. Nu știu cum voi reuși să găsesc un culcuș, iar dacă nu ne oprim într-un loc bine apărat, ne vom pomeni cu vulpoiul Smaer înainte de ivirea zorilor. Se uită în toate părțile, dar nu găsi niciun adăpost. Era o noapte friguroasă, iar vântul și ploaia băteau neîncetat. Cu fiecare clipă care trecea, situația devenea din ce în ce mai disperată. Deși poate părea ciudat, călătorii nu aveau nici cea mai mică dorință să caute adăpost la vreo fermă și trecuseră prin multe cătune fără ca măcar să bată la vreo ușă. Nu se opriseră nici măcar la cabanele de la marginea pădurii, care sunt de obicei un refugiu binevenit pentru orice drumeț. De aceea s-ar putea spune că își meritau soarta, din moment ce nu se obosiseră să ceară ajutor, acolo unde l-ar fi putut primi. În cele din urmă, când se făcuse întuneric bine de tot, iar doi dintre călători erau pe jumătate adormiți, se opriră la o fermă care era oarecum izolată de celelalte. Aceasta părea nu numai foarte departe de orice altă locuință,
ci și părăsită. Nu se vedea nicio lumină la ferestre, nu ieșea nicio dâră de fum pe horn și nu părea să fie vreun om înăuntru. Drumețul, care spre deosebire de tovarășii săi de călătorie reușise să rămână complet treaz, îl spuse: Fie ce-o fi, trebuie să încercăm să intrăm aici. Oricum, nu cred că am putea găsi ceva mai bun. După câteva clipe, cei trei călători intrară în curte, iar doi dintre ei adormiră pe dată. Cel de-al treilea însă rămase să-și caute un culcuș la adăpost. Ferma nu era deloc mică. În afară de casă, grajd și afumătoare, mai avea câteva silozuri, magazii și șoproane. Toate acestea erau cenușii, dărăpânate și acoperite cu mușchi, de parcă erau gata să se prăbușească. În acoperișuri se vedeau niște găuri mari, iar ușile aveau balamalele rupte. Se părea că nimeni nu se obosise să mai bată vreun cui pe aici de foarte multă vreme. Singurul drumeț care mai rămăsese treaz își dădu seama în cele din urmă care era staulul. Își trezi tovarășii de călătorie și îi conduse într-acolo. Din fericire, ușa nu era încuiată, ci doar prinsă cu un cârlig, pe care îl dădu repede la o parte cu ajutorul unui băț. Răsuflă ușurat, gândindu-se că aveau să fie în siguranță peste noapte, însă, numai după câteva clipe, auzi în preajmă o vacă mugind. Ai venit, stăpână? Credeam că mă lași nemâncată noaptea asta, zise vaca. Drumețul înțepeni în prag când își dădu seama că staulul nu era gol, așa cum crezuse el. Când văzu însă că nu adăpostea decât o vacă și vreo 3-4 găini, își recăpătă curajul și zise: Suntem trei drumeți necăjiți, care căutăm un loc unde să ne adăpostim peste noapte, departe de vulpi și de oameni. Mă întreb dacă am putea nopta aici. Cred că da, zise vaca. Deși zidurile sunt dărăpânate, nu poate să intre nicio vulpe. Cât despre oameni, aici nu locuiește decât o biată bătrână care nu vrea să facă rău nimănui. Dar cine sunteți voi? Întrebă vaca, întorcându-se spre ei ca să-i vadă mai bine. Eu sunt Nils Holgersson și am fost preschimbat într-un spiriduș, răspunse drumețul. Ceilalți doi sunt un gâscan alb, care de obicei mă poartă pe spinarea lui, și o gâscă cenușie. N-am mai avut niciodată oaspeți așa de soi, zise vaca. Fiți bineveniți în staulul meu, cu toate că aș fi preferat să mă viziteze stăpâna, care a uitat să-mi aducă cina. Băiatul le duse pe gâște într-un ungher al staulului și le lăsă să se culce, iar el își făcu un culcuș în vân și încercă să adoarmă. Îi era însă imposibil să închidă un ochi, fiindcă vaca, din pricina foamei, nu putea sta locului o clipă. Dădea din copite, se foia prin staul și se plângea într-una cât este de flămândă. Cum tot nu putea să adoarmă, băiatul început să se gândească la ce i se întâmplase în aceste ultime zile. Îi veniră în minte osa și maț pe care îi întâlnise în condiții atât de ciudate și spuse că acea colibă care i-a dăduse foc trebuie să fi fost căsuța lor din Smoland. Acum își amintea că i-a auzise vorbind despre o astfel de colibă aflată în mijlocul unui bărăgan. Probabil că osa și maț făcuseră un drum lung ca să se întoarcă acasă și când în sfârșit ajunseseră, își găsiseră coliba în flăcări. Trebuie să fi fost un mare necaz pentru ei, iar pe Nils îl durea că le pricinuise o astfel de supărare tocmai prietenilor săi. Dacă va redeveni vreodată om, va încerca să repare răul pe care îl făcuse din cauza neroziei sale. Apoi gândul îi zbură la ciori. Când își aminti de fleți, nătăfleți,
care îi salvase viața și și-o pierduse pe a lui la puțin timp, după ce fusese ales conducător, se necăje atât de tare încât ochii se umplură de lacrimi. Avusese numai necazuri în ultimele zile și singurul noroc fusese că îi reîntâlnise pe Martin și pe Danfin. Gâscanul îi spusese că, de îndată ce văzuseră că a dispărut, le-au întrebat pe toate animalele din pădure unde este Degețel. Au aflat în curând că îl răpise un stol de cior din Smoland, însă cum ciorile nu erau din zonă, nimeni nu știa să le spună încotro o luaseră. Ca să-l găsească pe băiat cât mai repede, Aca le poruncise gâștelor să pornească două câte două în câte o direcție și să-l caute cu mare băgare de seamă. Dacă după două zile nu îl găseau, trebuiau să se întoarcă cu celelalte pe un munte din nord-vestul Smolandului, care semăna cu un turn retezat și se numea Taberg. După ce Aca le dăduse aceste instrucțiuni și le explicase cum să ajungă la Taberg, se despărțiseră. Gâscanul o alesese pe Danfin ca tovarășă de călătorie și alături de ea cutreierase tot ținutul în căutarea lui Degețel. La un moment dat auzise un sturz care stătea în vârful unui copac și se plângea că un oarecare răpit de ciori își bătuse joc de el. Se opriseră să stea de vorbă cu sturzul, iar acesta le arătă în ce direcție o luase răpit de ciori. Apoi se întâlniseră cu un porumbel, cu un graur și cu un rățoi, care se plângeau că o pușlama pe nume prins de ciori, furat de ciori sau prizonier al ciorilor le tulburase cântecele de dragoste. În felul acesta, Martin și Danfin reușiseră să meargă pe urmele lui Nils până în bărăganul de lângă Sanerbo. De îndată ce îl găsiseră pe Degețel, porniseră înspre nord ca să ajungă la Taberg, însă era o călătorie lungă și îi prinsese noaptea pe drum. Dacă am ajunge mâine acolo, toate necazurile noastre ar lua sfârșit, se gândi băiatul și se cuibări mai bine printre paie ca să-i țină de cald. În tot acest timp, vaca se foise în staulul ei, iar în cele din urmă începu să vorbească cu băiatul. Toate merg prost, zise ea. Nu sunt nici mulsă, nici îngrijită cum trebuie. Seara nu am nici fân în iesle, nici culcuș de paie în staul. Stăpâna a venit la mine pe înserat ca să mă pregătească de culcare, dar s-a simțit rău și s-a întors numai decât în casă, iar de atunci n-am mai văzut-o. Îmi pare rău că sunt atât de mic și de neputincios și nu am cum să te ajut, zise băiatul. Nu pot să cred că ești neputincios doar pentru că ești mic, îl contrazise vaca. Toți spiridușii de care am auzit sunt atât de puternici încât pot să ridice o lopată de fân sau să omoare o vacă dintr-o singură lovitură. Auzind acestea, băiatul izbucni în râs. Eu nu sunt deloc ca spiridușii despre care ai auzit. Tot ce pot să fac este să-ți deschid ușa ca să te duci să bei apă din vreo băltoacă de pe afară și să mă sui pe căpiță ca să încerc să-ți arunc niște fân în iesle. Da, asta m-ar ajuta foarte mult, se bucură vaca. Băiatul făcu după cum îi promisese, iar când văzu că vaca are ieslea plină de fân, se gândi că ar putea să se culce liniștit. Nu apucă însă nici măcar să pună capul jos, că vaca îl rugă altceva. Te superi pe mine dacă îți mai cer ceva? Îl întrebă ea. Nici de cum, numai să fie ceva ce pot să fac, răspunse băiatul. Te-aș ruga să te duci până la colibă ca să vezi ce face stăpâna mea. Mă tem să nu i se fi întâmplat ceva rău. Dar nu pot să fac asta, zise băiatul. Nu îndrăznesc să mă arăt în fața oamenilor.
Doar nu ți-e frică de o femeie bătrână și bolnavă?" se oțărâ vaca. "Nici măcar nu trebuie să intri în colibă, ci doar să te uiți prin crăpătura a ușii." "Dacă e vorba numai despre atâta lucru, atunci am să mă duc," se învoi băiatul. Deschise ușa staulului și ieși în curte. Era o noapte înfricoșătoare. Nu se vedeau nici luna, nici stelele, vântul bătea tare, iar ploaia curgea cu găleata. Mai mult decât atât, 7 cucuvele stăteau pe streașina colibei și, speriate de vremea urâtă, scoteau niște sunete înspăimântătoare. Dacă vreuna dintre ele ar fi pus ochii pe degețel, atunci s-ar fi zis cu el pe loc. "Vai de cel care e mic," se gândi băiatul, în timp ce își făcea curaj să străbată curtea. Mare dreptate avea, căci de câteva ori vântul îl doboră la pământ sau îl aruncă într-o băltoacă atât de adâncă în care era cât pe ce să se înnece. Cu toate acestea, a reușit să ajungă până la colibă, sui câteva trepte, sări pe prag și se furișă pe prispă. Ușa era închisă, însă avea tăiată în ea o ferestruică prin care să poată intra și ieși pisica. De aceea, băiatului era foarte ușor să vadă ce se întâmplă înăuntru. Nu apucă să arunce nici măcar o privire când văzu ceva care îl înspăimântă și îl făcu să se întoarcă cu spatele. Pe podea zăcea o femeie bătrână și căruntă, care nici nu respira, nici nu se mișca. Fața era complet albă, de parcă ar fi fost luminată de lună. Băiatul își aminti că la fel arăta și bunicul lui atunci când murise și își dădu seama că femeia de pe podeaua colibei era moartă. Probabil că moartea o lovise atât de repede încât nici nu mai avusese timp să se întindă pe pat. Speria de gândul de a rămâne singur în puterea nopții cu o femeie moartă alături, băiatul o luă la fugă și nu se opri până la staul. Aici îi povesti vacii ce văzuse în colibă, iar aceasta se opri din rumegat și zise: "Acum că stăpâna mea a murit, s-a zis cu mine." "Nu, nu, nu, se va găsi cineva care să aibă grijă de tine," o liniști băiatul. "Oh, dar tu nu știi că sunt de două ori mai bătrână decât suratele mele care sunt duse de obicei la abator. Oricum, nici nu mai vreau să trăiesc dacă cea care mă îngrijea nu mai este." Nu mai zise nimic, ci rămase pe gânduri fără să se mai atingă de mâncare. După câteva clipe îl întrebă pe băiat: "Stăpâna mea zace pe dușumea?" "Da," îi răspunse copilul. "Avea obiceiul să vină la mine în grajd și să-mi povestească despre toate câte o necăjeau și cu toate că nu-i puteam răspunde, înțelegeam tot ce îmi spunea. În ultimele zile nu vorbea decât despre frica ei de a muri singură. Era teamă că nu va avea cine să închidă ochii și să-i încrucișeze mâinile pe piept. N-ai putea să te duci tu să faci asta?" Băiatul șovăi. Își amintea că mama lui făcuse aceleași lucruri când murise bunicul. Știa deci ce trebuia să facă, însă era teamă să se apropie de un mort, mai ales într-o noapte atât de înfricoșătoare. Cu toate că nu respinse rugămintea vacii, nu făcea niciun pas înspre ușă. Văzând că nu primește niciun răspuns, vaca nu mai insistă, ci continuă să-i povestească despre stăpâna ei. Avea multe de spus despre copiii acesteia, pe care știa foarte bine. Când erau mici, veneau în fiecare zi în grajd, luau vacile și se duceau la păscut prin crângurile de lângă mlaștini. Erau cu toții frumoși și harnici, iar vacile se bucurau că erau îngrijite de asemenea copii minunați. Pe vremea aceea, ferma nu era așa sărăcăcioasă ca acum,
ci se întindea peste toate crângurile și mlaștinile din apropiere. Cu toate că nu avea prea multe ogoare, oferea hrană din belșug pentru toate animalele. Pe atunci erau multe vite, grajdul era plin de vaci și de boi, iar viața era fericită și în colibă și afară. Când se deschidea ușa grajdului, vacile își auzeau stăpâna cântând de bucurie și își plecau capetele, fericite să o vadă venind.